Bună ziua, prieteni, mă numesc Simeon, șofer cu experiență, nu prima zi. Astăzi vreau să vă arăt cum în condiții de oraș, de urbă, seara, când obosit, te întorci poate de la muncă, de la pizza acolo cu fedele, te întorci acasă și vrei să ajungi la timp. Nu vrei să te oprești în semafoare, nu vrei să pierzi timpul pentru că ești om activ. Eu așadar vă arăt câțiva pași prin care puteți cutie automat, cutie mecanică, să întreci sor semafor și orice obstacol care le aveți în cale. În primul rând, trebuie să aveți motivația pentru asta. Pentru motivație trebuie să ziceți câteva cuvinte. Eu le zic mantra. Deci, în primul rând, când șofați, dacă vedeți semnul în fața voastră 50, 50 asta înseamnă un fel de limitator. Ce înseamnă asta? Asta ca și cum cineva vă spune, n-ai voie să faci asta. Nu trebuie să asculti asta, trebuie să mergi împotriva regulii, pentru că cum Mark Zuckerberg, Elon Musk, toți ăștia, Steve Jobs, care toți au încălcat regula și au ajuns departe, așa și eu. Cum v-am zis, motivația, în primul rând trebuie să zici gonașna, chiar dacă e licavoșcă și nu rupi, dar trebuie să zici gonașna. Dacă nu s-aude motorul și simți că nu-i nică, dă-i și tu la un radio de ăsta mai gonașna, ia că dai la radio de ăsta și asculti, davai. Și rap, și rock, davai, și dai, și ți imaginezi curiana, tu pe raion, dansezi cu pațani, te simți foarte ghini, te simți cel mai ghini, mănânci pizza, pizza cu maslini, cum am zis, gonașna, și ai intrat în cartier rezidențial și ești 30 maxim la oră, dar tu pali bomul, gonașna, și te gândești că n-ai niciun obstacol, ia filmează, niciun obstacol, și aici apare hmâriu, iactăr, băi, de la Ioloveni, băi, și tu dai cu dalne, îl orbești, băi, e ca așa, hopa, și el gata, el e orbit, el e dus, el nu e a tău, el nu e a lui, el nu e al bui. Și tu simți că ajungi acasă și zici, slavă ție, Doamne Dumnezeu meu, numai că te uiți că, opa, ia arată, n-avem iconiță în salon. Bă, fără iconiță în salon, scuzați. Deci, din câteva am spus, primele reguli, spui gonașna, dar dacă n-aveți iconiță în salon, cum s-ar zice, denghi în avieter, prieteni, mulțumesc pentru atenție, copiii din spate să-ți făcuți, femeia bucuroasă, vedeți? Că femeia ta și s-o dus, dragii! Nu poți și copil cu minte și babă frumoasă!